Cea mai răspândită cauza incendiilor și intoxicațiilor cu gaze de ardere este utilizarea incorrectă a generatoarelor de încălzire și sobilor în fondul locativ particular. Un risc sporit prezintă și instalațiile de gaze, atât naturale cât și lichifiate, precum și decorațiunile electrice pe pomul de Crăciun. De la începutul anului sunt înregistrate peste 1900 de incendii soldate cu 88 de decese, a menționat într-o conferință de presă colonelul Oleg Malașevici, șeful Direcției Generale Prevenția Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, transmite EPN. Potrivit colonelului, este necesar ca coșul de fum al sobei să fie curat, iar soba să nu fie supraîncărcată cu lemne. Maturii sunt îndemnați să nu lase soba aprinsă pe timpul nopții și să nu lase pe copii nesupravegheați în încăpere când arde focul. Utilizarea incorrectă a instalațiilor de gaze, atât naturale cât și lichifiate, de asemenea poate genera incendii. Furtunile de la conducta de gaz natural la aragaz sau la cazan trebuie să fie bine fixate. Încăperea unde se află instalațiile trebuie să fie aerisită în permanență. Instalațiile electrice cu care este decorat bradul vor fi fără defecțiuni. În caz de apariția defecțiunilor, toate decorațiunile electrice trebuie deconectate, iar la apariția unui foc de incendiu imediat informați serviciul 112. Și să nu lăsați decorațiuni electrice în perioada nocturnă sau când nu sunteți acasă, a mai spus șeful Direcției Generale Prevenție a IGSU. Oleg Malașevici a menționat că instalarea unui detector de fum autonom poate preveni incendiile în locuință. La apariția unui focar, el se declanșează și emite un semnal sonor și persoana reușește să stingă focarul în fața incipientă de dezvoltare, în faza incipientă de dezvoltare. Dacă focul se extinde, persoana va apela numărul de urgență 112 și va părăsi locuința. Colonelul a vorbit și despre bazinele acvatice. Pe alocuri sunt deja formate straturi de gheață, doar că acestea sunt încă foarte fragile și este periculos să meargă pe ele. Grosimea stratului de gheață care nu prezintă risc este de la minimum 7 cm. Oamenii sunt încurajați să evite deplasarea pe stratul de gheață când temperatura aerului este mai ridicată de 0 grade.